principală cu aceeași tematică, școala prietenoasă copilului, la care am participat și eu în calitate de primar în Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor și am vociferat ideea și gândurile tinerilor din întregul municipiu de cum ar trebui să arate această școală prietenoasă copilului. La drept vorbind, cu toții dorim o schimbare în sistemul nostru educațional. Dorim o școală democratizată, o școală care să se bazeze pe concursuri sănătoase, pe aprecieri obiective, o școală în care să învățăm reciproc, o școală în care să ne simțim cu toții bine. În această direcție o importanță deosebită are și consiliile de autoconducere, la care s-a referit și Daniel. Pot spune că pe exemplul liceului meu, liceul teoretic Ion Creangă, avem un senat, așa la noi se numește, de mult timp și anume scopul acestuia este de a susține ideile tinerilor, de a susține, de a face ca drepturile noastre să fie susținute. Și eu cred că când tinerii vor fi destul de suficient de siguri că pot să spună unele lucruri persoanelor din consiliile de autoconducere, că pot să-și împărtășească problemele și noi să venim cu toții elevii, ca un tot întreg și să-l ajutăm. Adică să le împărtășească nestingherit, fără a-i fi frică. Uite, dacă eu fac obiecția aceasta sau spun lucrul acesta, să nu mă o să se supere profesorul și o să mă pedepsească. Sigur că da. Și doar în acel caz vom ajunge la o școală prietenoasă copilului. O școală în care să ne fie respectate și doleanțele și propunerile. Așa, ai ridicat tu mâna primul. Deci, școala prietenoasă, deci ce presupune ea în primul și în primul rând? Eu sunt de acord cu Cristina, cu Daniel, ce s-a spus vis-a-vis de consiliile, de consiliile liceelor. Însă vreau să fac așa un apel către toți directorii liceelor să fie cât mai indulgenți față de aceste consilii, pentru că acestea au nevoie de susținerea voastră, au nevoie de sprijinul vostru în elaborarea proiectelor, prin diferite, chiar și nu investiții, prin același cuvânt bun, prin același sfat bun. Și acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să mă refer la tot la această temă, școala prietenoasă, la o relație, relație dintre profesor și elev. Așa. Care, deci, este o relație destul de importantă în momentul actual. Elevul trebuie să fie mai respectuos față de profesor, apărând acest respect, apar și, cum spune, deci, profesorul având o impresie bună despre copil, îi permite îl susține mai mult, îi dă sfaturi necesare care sunt. Și eu cred că această relație este una foarte importantă, însă ea nu trebuie să se bazeze doar și doar pe prietenie. Între profesor și elev trebuie să fie distanță. Dacă nu va fi distanță, acest respect nici de cum nu va apărea. Deci între profesor și elev trebuie să fie o distanță, ceea ce înseamnă respectul pentru persoana adultă, da, dar și respectul persoanei adulte pentru personalitatea pe care o are în față. Da. Deci această distanță trebuie să fie creată de un respect reciproc. Elevul să nu uite că în fața lui este profesorul, da, iar profesorul, sigur, să-și dea seama că în față are o personalitate tânără care are nevoie de cunoștințe, are nevoie de pregătire, are nevoie de educație și dumnealui îi poate oferi lucrurile acestea. Ai vrut să remarci ceva? Exact la această temă, la schimbarea de atitudine în ce privește profesor-elev, anume relația asta, ca de la superior la inferior, care este de multe ori, este ceva greșit. De multe ori se încearcă a face din elev o clonă a sistemului ăsta educațional, fără a se ține cont că elevul, mai ales în clasele de liceu, este deja o personalitate, practic formată și definită. Deci este o personalitate care trebuie explorată și completată acolo unde are lacune și nu inhibată în momentul în care vrea să se manifeste. Da. Deschidem acum telefonul direct 721455. Dreptul la microfon îl au nu numai adolescenții, îl au și profesorii, îl au și părinții, chiar și bunei, care pot veni cu
propuneri judicioase cu anumite observații argumentate și anumite soluții la anumite probleme sau anumite sugestii. Continuăm cu Mihaela. Da, eu sunt perfect de acord cu Felicia. Într-adevăr, școala nu trebuie să fie o fabrică, nu trebuie să creăm șabloane, ci trebuie să fie mai degrabă o manufactură în care fiecare elev e individual și fiecare elev are calitățile lui speciale, care sunt încurajate spre dezvoltare, în primul rând. Așa. Costel. Da, deci părerea mea asupra acestei teme este următoarea. Cred că, după părerea mea, de fapt, relația dintre, în primul rând, este, vine la bază relația dintre dintre elev și părinte. În urma acestei relații, deja putem discuta despre relația dintre elev și profesor, deoarece baza, precum știm, baza fiecărei mișcări a copilului, fiecărei mișcări a adolescentului este exprimată în prim plan și este definită de către părinți. Exemplul care îl vede în familie, el îl demonstrează la școală. Așa. Și Iulia? Eu consider că profesorul, într-adevăr, poate fi un prieten către elev, el îl poate sfătui și îl poate îndruma în toate problemele pe care le întâlnește el și în toate problemele pe care nu le poate rezolva acasă alături de părinții lui. Dar, totuși, consider că trebuie să fie și acea distanță, lecția e lecție, iar sfaturile profesorului sunt ca ok pentru elev. Trebuie să ascultăm și să ținem cont că la lecție profesorul este acel dascăl care trebuie să ne facă personalități în general. Da, și care să fie exemplu? Cristina. Eu mai văd un obstacol foarte mare pentru ca școala să devină cu adevărat prietenoasă copilului și este anume reminiscențele în sovietice în sistemul nostru educațional. După cum a vorbit și Felicia, după cum au vorbit și restul, avem profesorii nu ne văd ca personalități, dar se poate de înțeles și pe ei, deoarece lor li se impune respectarea unei anumite curicule. Această curiculă deseori nu ne regăsim fiecare în aceasta și apar diferite discrepanțe și probleme dintre profesor și elev și la rândul lor care duc la probleme dintre părinte și profesor. Repet numărul de telefon 721455, ne pot telefona adolescenții, ne pot telefona profesori, părinți bunei, așa cum am zis, pentru că fiecare, până la urmă, tindem ca școala să devină prietenoasă copiilor. Inclusiv ne expediați SMS-uri la numărul 4242, o repriză muzicală și continuăm. Școala prietenoasă copiilor. Uite soarele răsare, tu în suflet ți l-a prins, dăruiești la fiecare o speranță și un vis, o speranță și un vis. Viitorul ne așteaptă, tu nu stai optimist, inima la fel ne bate, timpul nostru a venit, timpul nostru a venit. Mileniu. Și tu o să
și de tine mult depinde. Tu ascultă-ți inima, vocea noastră se aude. Peste ani din deac în veac, noi n-avem de ce n-ascunde. Nu avem de ce n-ascunde. Viitorul este drag. Semnal Junior. Comunicăm, reflectăm, interacționăm. 721455, liber microfonul, liber telefonul, poate participa oricine. Discutăm problema școală prietenoasă copiilor. În același timp, aș vrea să spun că împreună cu echipa Semnal Junior, în pauza care a intervenit, atâta timp cât am ascultat piesa, am dezvăluit câteva accente pe care vom încerca în timpul care ne-a mai rămas să le punem în discuție, dacă nu la o eventuală sau una sau mai multe emisiuni, pentru că tema este foarte largă, iar sistemul democratic în care activăm le oferă dreptul adolescenților să-și expună părerilor. Acum, o să o rog pe doamna Valentina Sandu, în legătură cu exemplele care vin și din practica internațională, să ne expună, poate așa ca și o linie de îndrumare, ce înseamnă școală prietenoasă copiilor. Să știți că, într-adevăr, cu adevărat prietenoasă, am văzut-o și eu în anii 2000, făcând parte dintr-un grup care a făcut o stagiere de 3 săptămâni în Statele Unite, în statul Minnesota. Acolo am văzut cu adevărat atitudine benefică a părinților față de tot ce se petrece în școală, începând cu antrenamentele copiilor, cu participările lor în mișcarea scautistă, în mișcarea de voluntariat. Părinți, ce m-a mirat foarte mult, ambii părinți erau prezenți la adunare de părinți. Asta pentru mine era o noutate, deoarece la noi se obișnuiește câte un părinte și acela cu mare greutate ajunge până la școală. Și am mai văzut părinți care participau la voluntariat, la mișcare de voluntariat, având bebeluși în brațe, îi lăsau pe covoraș să se joace și se implicau cu tot interesul. Și întorcându-mă, eram și eu pe atunci director de școală, întorcându-mă, am hotărât în școala de la Bălți să implic această metodă, să interesez părinții să vină ambii, să fie prezenți mai des în școală. Dar se vede că totuși e mult de lucrat în societatea noastră, unde nu se înțeleg niște accente. Ca să facem școala aceasta, care este și a noastră, a profesorilor, a elevilor și a părinților și a întregii societăți, să fie prietenoasă, trebuie să ne cooptăm toate interesele și toată atitudinea noastră, să o schimbăm. Deci și aceeași administrație publică locală, care de ea depinde la fel foarte multe, de susținerea materială, de baza materială a școlii, de susținerea, de ce nu a statutului de pedagog. Numai atunci un profesor poate să zică că stă și se dedică din zori și până noapte, când știe că este și bine remunerat și este susținut, este la moment apreciat și toate lucrurile acestea împreună am vrea să le vedem și la noi. Da, doamna Sandu, fiți de acord cu mine că și părinții se străduie în alt